Încă din vara anului trecut s-a tot vorbit de formarea unei echipe satelită a lui ACS Poli în Liga a treia. S-a vorbit și de o colaborare cu Flacăra Timișoara, însă nimic concret. Chiar dacă s-au vehiculat nume precum Vulturii Lugoj sau Flacăra, timișorenii au ajuns să discute cu un club din județul Arad. Național Sebiș l-a împrumutat pe Răzvan Dobrician și conform site-ului sportarad.ro, arădenii ar mai putea să ia încă cel puțin doi jucători rămași în afara calculelor la ACS Poli. Dintre jucătorii excluși, clubul timișorean a ajuns la un acord de despărțire amiabilă doar cu fundașul Eugen Miculescu, în timp ce mijlocașul Darius Rogozinaru, care nu a mai fost luat în calcule în sezonul trecut din cauza unei accidentări, se antrenează momentul de față cu Vulturii Lugoj.